Inspectoratul Școlar Județean Constanța a hotărât constituirea unei comisii pentru anchetarea cazului privind colectarea fondurilor clasei la Liceul Teoretic Traian. Noul inspector general ISJ Constanța, profesor Sorin Mihai, a declarat într-o conferință de presă că a semnat ordinul pentru comisia de anchetare a neconformităților semnalate de către Asociația Elevilor Constanța la Liceul Teoretic Traian în legătură cu colectarea unor fonduri de la elevi. Ministerul Educației Naționale a solicitat anchetarea situației de la Liceul Teoretic Traian din Constanța, reclamată de Asociația Elevilor Constanța și astăzi semnez ordinul pentru instituirea acestei comisii ce va analiza situația din această instituție publică de învățământ și vreau să precizez că principiul de lucru este că nimeni nu este mai presus de lege. În acest caz voi avea o discuție personală cu eleva respectivă, reprezentanta AEC în Consiliul de Administrație al Liceului, eleva Roxana Șerban și cu directoarea liceului pentru ca să mă lămuresc eu în primul rând, iar comisia va analiza situația și va elabora un raport către minister, a declarat șeful ISJ Constanța Sorin Mihai. Situația de la Liceul Teoretic Traian din municipiul Constanța a ajuns în atenția opiniei publice la sfârșitul lunii octombrie, când Roxana Șerban, în vârstă de 18 ani, a făcut public un tabel centralizator despre care a afirmat că ar reflecta situația contabilă a colectării fondului școlii în cadrul instituției. Din documentul făcut public pe contul său de Facebook pot fi identificate sumele colectate de la fiecare clasă și o sumă totală a încasărilor de 46.100 de lei, respectiv 9.700 de euro.